Dacă modul din Z este 2 și argumentul lui Z este 3pi pe 4, cât este Z? Păi Z-ul știți că este modul din Z pe lângă cos de acest argument, hai să-l notez cu alfa ca să scriu mai puțin, cos de alfa plus sin de alfa. Adică este 2 pe lângă. Cât e cos de 3pi pe 4? Păi cos de 3pi pe 4, 3pi pe 4 e 3 ori 4, 5, 135 în cadranul 2. Deci este minus cosinus de pi minus 3pi pe 4, adică este minus cos de pi pe 4, care este minus 1 pe radical din 2, da? Minus 1 pe radical 2 plus ior. Cât face sin de 3pi pe 4? Exact aici, numai că e sinus, că e cu plus în cadranul 2, deci sin de pi pe 4, exact ca mai sus, este 1 pe radical din 2. Da? Simplificăm cu un radical aici, nu? Și îți rămâne cine? Minus radical din 2 plus i radical din 2. Da? Sau cum le-am pe aici? Uite, radical din 2 pe lângă i minus 1. Dacă îl dau un factor, iată răspunsul corect, D.